Salutare și bine ați venit pe canalul meu. În acest clip vă voi arăta cât de ușor se poate instala o aplicație pe sistemul de operare sau distribuția Linux, Arch Linux. Pentru că în general se spune că un program pe distribuțiile Linux se instalează foarte greu. Ai nevoie de terminal, ai nevoie de comenzi. Ceea ce este total greșit. Într-adevăr, aceste programe se pot instala și din linia de comandă, dar nu întotdeauna. În acest clip vă voi arăta cum se poate instala aplicația VLC. Și mergem la meniu, căutăm centrul de programe, care se numește Software, în acest caz. Aici, la căsuța de căutare, scriem VLC. Și în funcție de internet, de distribuție, de calculator, se găsește aplicația mai greu sau mai repede. Toată lumea știe aplicația VLC pentru că este o aplicație foarte cunoscută și pe Windows și pe Linux și bănuiesc că și pe Mac OS. Dăm click pe VLC, în dreapta avem butonul de install. Dăm click pe install și din nou în funcție de distribuție vi se poate cere parola sau nu. În cazul de față nu a cerut nicio parolă. S-a instalat aplicația foarte repede. Putem deschide aplicația din centrul software, de la butonul Open. Aici, dar noi nu o să facem. Așa, închidem centrul de programe și o să caut aplicația în meniu. VLC Media Player apărut în meniu, dau click pe ea să vedem cât de repede se deschide sau dacă funcționează. Din fericire, aplicația s-a deschis și merge. Și uitați așa, sau nu, uitați cât de greu se poate instala o aplicație într-o distribuție Linux. Părerea mea este că pe distribuții Linux programele se instalează mult mai ușor decât pe Windows, pentru că toate se găsesc într-un centru de programe, Software Center. Bineînțeles că și pe Windows există acum un centru software care se numește Microsoft Store, dar nu este atât de bogat ca un Linux Store în aplicații. Asta este tot. Vă mulțumesc pentru că ați stat până la finalul acestui clip și vă invit să mai vă uitați din când în când pe canalul meu, pentru că voi mai publica câte un clip. Îmi cer scuze pentru aceste bălbieli. E ceva nou pentru mine. Pe viitor sper să fie tot în regulă. Vă mulțumesc încă o dată.